Pe televiziunea Exclusiv TV veți putea urmări în continuare ședința Consiliului Local din Comuna Căiuți, județul Bacău. Vă mulțumim pentru vizionare! După cum ați fost informați, în ordine de zi avem 9 proiecte de hotărâre, puncte diverse și nici o suplimentare. Ce este pentru ordinea de zi? Pentru, împotriva, abține, domnul Matei. Mă abțin pentru ordinea de zi, este un proiect care nu vizează de lucru. Asta e mai important. Începem cu proiectul 23, privind aprobarea Constituirii Structurii Comunitare Consultative la nivelul comunității și aprobarea regulamentului organizat de funcționarea acestea. Domnul primar, dacă puteți... Da. Permitea proiectul. E anul ăsta? Mai la bază. E anul ăsta? Bun, e virgul. E anul ăsta? Acest proiect trebuie desemnat un consilier. Vă rog frumos să-l propuneți pentru ține de asistență socială, dar cum ar fi înțelesul fiecăruia, ei conform legii trebuie făcut. Propuneți să propune? Domnul Matei Lăveci. Poate unul care îi mai merge mai mult. Și vă punem la vot, domnul Matei. Proiectul 24, privind aprobarea programului de acțiune comunitară pentru prevenirea și combaterea riscului de sărăcie și excluziune socială în cadrul Comunei Căiuți. Domnul primar, dacă... E aceeași chestie de asistență socială pe o convenție de cerință. Da. Înscrieri la cuvânt? Supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Domnul Ardeanu. Împotriva? Mergem la primul. Nu înțeleg. Nu știți mirarea lui. Nu înțeleg. Cum poți să combați sărăcia? Proiectul 25. Privind aprobarea de acordare a ajutoarelor de urgență și ajutoare comunitare pe văzută la legea 196/2016 privind venitul minim de incluziune. Întrebări? Scrie cineva la vot? Supunem la vot. Cine este pentru? Se abține? Împotrivă? 13 pentru. Proiect 26. Privind aprobarea registrului local al spațiului de vot din Comuna Căiuți. Îl scrie cineva la vot? Spune la vot. Cine este pentru? Se abține? Domnul Ardeanu. Abține. Împotrivă?
Proiect numărul 27. 27. Privind aprobarea contului de execuție și a situațiilor financiare de la bugetul local al Comunei Căiuța. Aici vă rog prima dată. E contul de la 30-a 9-a, la sfârșitul trimestrului 3-2023. Și eu am prezentat la mai multe. Și l-am venit și de la baia imediată următorul la 30-a 10-a. Dar scrie la cuvânt, să punem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Împotrivă? Da. Domnule. Ce pentru și oameni nu văd împotrivă. Proiectul 28. Privind aprobarea contului de execuție și a situației financiare ale bugetului local. 31 aprilie 2004. Abținere? 12. Împotrivă? Proiect numărul 29, privind aprobarea comandării unui raport de evaluare a imobilului teren suprafață de 1207 m² aflat în domeniul privat al Comunei Căiuța, înscris în cartea funciară numărul 60320 a Comunei Căiuța. Dacă puteți să ne spuneți, domnul primar, cu care e imobilul? Imobilul din partea funciară. Aia e imobilul de imobilul la domnul Mazeu, de domnul Mazeu. Ce despre ce? Însă are teren în concesiune, a terminat construcția, a terminat tot și are dreptul să-l cumpere. Și face valoarea terenului. Ce așa gândi? Trebuie să-i filmat. L-am întrebat să care fi ce treaba. Eu știu problemă. Nu o știe, nu trebuie. E treaba de domnul Mazeu. Da, 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 da. Să scrie ceva la cuvânt? Și punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține? Domnul Matei? Împotrivă? 12 pentru și abține domnul Matei. Proiectul 30. Privind aprobarea accesului la drumul din comun. Este numărul 30, proiectul. Privind aprobarea accesului la drumul din comun Căiuța, pe Bacău, pentru C11 ne-am traversat. Capitolul 30. Domnul Durlan, altcineva să mai spui ceva la vot? Domnul Orșeanu? Eu vreau... Altcineva? Aveți cuvântul, domnul Durlan. În momentul când dăm aprobarea pentru acces la drumul din comună pentru ferma de acolo, vreau să întreb dacă mai avem prins drum comunal până acolo. Dacă este, figurează mai drum, drum de acces. Dacă ai acces, trebuie să dai acces la ceva ce există. Drum de acces. Este drumul... Este curat pe care de funcția. De la FEMA? Da, dar nu este curat de sătesc. Este drum de acces. Știu ce înseamnă. Știu drum de acces, drum comunal. Știu unii poate așa. Mă gândesc. Nu. Dacă dăm acces, că nu-i faci drum. Deci, l-am zis și invers. Deci, dacă dau acces la ceva ce nu am, îl mâncriliez și mă pune și fac drum. Nu este dat acces nou. Acum accesul e dat din totdeauna din Balastieră. Da, dar de la Balastieră până la alta lui drum. Că el o ia pe dincolo, o ia prin lungă, nu? Drumul de lungă. Vorbim de dinci, vorbim de altceva, vorbim de altceva, vorbim de altceva. Unde a? Unde are casa aia sau ce? Balastieră! Da, da, da. Bă, dar ies. Nu, mă gândeam că e dincolo. Am zis, da.
fotografiam? Nu mi-e clar. Puteți să mă clarificați noastră, pentru că aici un aspect, am uitat. Dacă ce e neamță de dinator. Veniți acum cu aprobare pentru un acces la un lucru. E vorba, ferma piscicolă, construcție, era vorba într-un proiect anterior, când a uitat dumneavoastră, din partea noastră, o aprobare pentru a se stabili un preț de licitație a terenului ăla. E vorba despre ăla? N-are nicio treabă? Nu, ăla e fost un teren al Cașmeanu de licitație. Ăsta e încă probleme judiciare. Este la firma de licitare, licitatorul a venit și a cerut în numele. Administratorul este licitatorul prin solvență în licitare, licitatorul administrează firma. Și a cerut de acces, cum ce plus ceilalți. Nu poate să vină, nu poate să vină să ceară cei care sunt proprietari sau care au avut până acum, că ei sunt deja în solvență. Dar până acum n-au avut, chiar de așa. Li s-a expirat permisul. Cum? Li s-a expirat avizul pe loc. Da, atunci ar trebui să se spune proiectul altfel. Nu mai zic. Prelungirea termenului, că l-au expirat la aia. Nu-i clar, nu-i clar, nu-i cred că... Zonele, copii. Îi cere legea minerilor, legea de redevenție, permisul de acces la față. Unul cu butelia și unul cu flacăra să chinuiau să fac canalele de sus,
le-au descoperit, acum numai vine apa, îi umpli, se strică mai rău decât făceau. Și nu știu dacă pașii lucrării îi puneau să fac aia, ultima la suprafață sau nu, alte lucrări care trebuie să-l întărească, să-l fac, chiar m-am uitat. Nu e atâta, să mai stă pe dorul cu scot. Ferească Dumnezeu, la un transport greu, nu poți să știi cum joacă pământul, malul sau cu tine. La o apă mare pleacă. Ce? Că vine apa mare, sapă și pleacă. V-am zis și că nu voi fi împotriva unor lucrări, dar stăm și ne gândim, oare firma asta, acum am văzut că a încercat o formă de asociere, că știm toți, care o știm, cine-i firma, ce potență de lucru are, ce oameni are. Acum văd că vine cu Caminul, cu Iami, propun să, mă rog, să dea Dumnezeu să o facă. Dar mie nu mi se pare normal, pe greșeala lor, când au fost în stare să apuce și acolo, dar în termenii stabiliți, și licitații de dânsii și astăzi să vină la 4 ani când o pot face din diferite probleme, indiferent când au căzut de acord cu nu știu ce proiectant, nu au căzut de acord cu nu știu ce evaluator sau orice lucru. Când au licitat, au văzut caietul de sarcini, au văzut cu ce se confruntă și au văzut ce au în față. Păi stăm 4 ani și noi, pentru care își vrea să sunteți primul, vă luați din nou, vă puteți vede ce mergeți pe drum și câțiva dintre noi care mai suntem consilieri, cum să zicem, ne luăm peste bot pentru această firmă, care nu e în stare de 4 ani după un contract la construcție. Deci nu se poate. Ori sunt alte lucruri care nu știm, ori sunt atât de slabi pregătiți încât să nu poată să ducă la construcție astfel de lucrare. Eu, sincer, eram în locul dumneavoastră, de 2 ani erau terfeliți prin instanță, aprobam tot felul de penalități și lucruri și închideam și firma. Că toți stăm, să dea Dumnezeu acum noua conjunctură să facă podul ăsta, care este ca o piatră de moară, cred că pentru dumneavoastră, pentru noi. Și pe urmă pentru noi, ceilalți consilieri, care spune, toată lumea, nu vedeți, suntem hoți, venim, ne luăm bani de și atât. Să nu punem punctul pe ei. Deci ceva nu este în regulă aici. Nu știu, mă mai gândesc până la vot, probabil mă voi abține sau chiar voi vota să văd dacă se face și în conjunctura asta. Eu chiar vreau să vă propun să-l chemați pe Manolache la în ședința de Consiliu. Se spune, bă, omule, ce adică? Ai luat, sunt bani, stăți, necheltuiți, omul ăsta așa apare, consilierii așa apare, lumea e nemulțumită, cunoște stați să faci un vot de câmpunica. Și trebuia, nu știu dacă îl faceți, să vă gândiți să interveniți pe el. Nu să spun că n-am fost și eu primar, n-a fost rău. Mai rău ca cu podul, de când s-a dus și pământul ăla la Croța, n-a fost de când el. Luați niște pungi de bitum, ceva, până îl face și îl pune să reparăm. E praf podul. Sare și planetare și tot. Dacă nu-i duci noaptea, nu știi. Dar nu știu, luați-o la gățul în mână cât puteți și văzut ce cu el. Tot vine. Nu, eu cred că am mai majorat vădouă în prețul. Dar nu asta e important. Și la urmă, lui, dacă îi dai în plus și el își făcea în termen, îi dădea în plus, făcea ceva cu banii ăștia la Consiliul Local. Dar luați-o să facă odată podul ăsta. Că tare mic o să ajungem să nu se execute și stăm așa. Din cauza nu a noastră, care v-ați chinuit proiect, ați asigurat finanțare, din cauza unei firme care nu își respectă obligațiile din contract. Vă mulțumesc. Da. Aveți cuvântul. Domnule, problemele, eu nu vreau să le repet, le-am spus în decursul a câteva ani de zile. Treaba, probabil, nu s-ar fi ajuns aici, cu această lucrare, dacă dumneavoastră ați fi fost foarte tranșant cu firma care a câștigat licitația. Mă repet. Adică trebuia reziliat într-un an de zile, în decursul unui an de zile, trebuia reziliat contractul. De ce trebuia reziliat contractul? Firma nu și-a început treaba. Faptul că prețurile au crescut în decursul timpului și noi am fost de acord și am revenit la prețurile momentului, când ei ziceau că încep, prin adăugirile respective, ei tot nu s-au apucat. Vin acum, după 4 ani de zile, și vă rog frumos să mă credeți, cu nicio răutate vis-a-vis de ei, lucrările respective, vă spun că fac o treabă total de mântuială.
Nu odată mi este dat aproape zilnic dreptul fotoare. Văd lucrătorii aia total nevinovați, îi văd împind vânt. Câte o mătură au măturat pentru cerurile, au schimbat darurile respective. Astăzi am îngenunchiat și am fotografiat să vă arăt dumneavoastră. Cine ziceți că nu e motivată, zice la mine. Mâna curentă de la aleea pietonală a podului sunt formate niște stâlpi, niște țevi. Țevile respective sunt ruginite. Frecau cu câte o periuță din aia așa subțirică, dă acum cu deruginol. Am văzut ceva galben, dacă o fi deruginol ăla sau nu știu ce. Și acolo unde este țeava aia, așa a fost ea în decursul timpului, s-a măcinat, a ruginit și fărămițat. I-a pus câte trei bare de fier beton, mai subțiri decât un creion. Le putem măsura. Dacă mâna aia curentă stă în cele trei bare sudate pe o țeavă, putere de șaia la mâna. Deci cum? Deci este îndreptățit să spun că e treabă de mântuială. Și acum, trecând peste toate chestiile respective, gunoiul se poate băga simplu, cu mântura sub pat. Țin minte din copilărie. Ce se întâmplă? Ne apucăm acum și facem suprastructura podului, pietonală, aleea pietonală, o să vopsim acea bară mână curentă de la alei, iar așa cum spunea și profesorul, podul stă sătare. Eu vă spun un lucru. Timpanul respectiv, nu știm că dacă apa sau dacă tonajul sub care depășește portanța podului respectiv o să ducă la căderea podului. Nu știm, că nu suntem vama. Dar lucrurile s-au întâmplat. Oare nu trebuia început de la infrastructura podului respectiv și după aia făcute lucrările de artă? Eu vă spun așa un lucru. Și acum să venim pentru actualizarea indicatorilor. Dom'le, dar sunt 4 ani de când ăsta a licitat lucrarea. Cu ce tupeu vine în fața noastră să acceptăm? Dar pentru ce trebuie să acceptăm noi? Supraprețurile acum. Că asta înseamnă suprapreț. Eu vă spun un lucru. Nu pot să fiu de acord absolut deloc. Faptul că ne-am asumat această situație, consiliere. Că lumea vrea să vă spun, foarte puțin vă jură cu dumneavoastră executivul. Mai mult ne jură cu noi, iar cei de peste apă mi-o spun clar, băi, nu sunteți în stare să faceți, dar ce mama focului poate o face decât să vă rog frumos în decursul atâților ani să reziliați contractul cu ăsta și să vină cineva capabil să facă treaba. Rețineți, nu vă vinovăzesc de faptul că au așa mers lucruri, dar în timpul ăla, în timp de 4 ani, puteați ca să puneți lucrurile în rând. E părerea mea. Sunt împotriva acestui proiect în totalitate. Mai este cineva la cuvânt? Eu vreau să mă dau să mă gândesc la proiect. Da, domnule. Ia să mă da acest pod. În primul rând, actualizarea pe care o aveți în față nu este pe materiale, pe simplu, pe nimic. Este o actualizare pe consultant. Să vă spun și de ce. Ne-am stat și ne-am gândit de ce s-au ajuns în punctul ăsta. Că cei de la firma respectivă nu au legături, nu au ce să dețină legăturile cu ministerul. Ei sunt praf în așa ceva. N-au oameni care să le facă situații. Și să vă spun și de ce. Dacă avea ce să le facă, trăgea bani de la minister, trăgea bani de la noi. Ei n-au luat un leu pe aceste lucrări care le-au făcut până acum. Ca să înțelegem și logica lucrurilor. Nu știu că dorința este din, la toată lumea. De la cetățeni și până la, cred că și prefect, și până am mai vorbit eu. Am insistat și pe la instituții mai sus ca să
dau afară să blochez lucrurile. Da. Deci, e simplu. Fie o valoare destul de mică, puteți să vă uitați de vis. Deci, este, nu este pe ce plăsim. Nu putem să spunem că majorăm prețurile la material. Iar ei, pentru ce au făcut până acum, nu au avut niciun lucru, inclusiv timpanul din partea despre Hirtiu. Dar nu-i venit ca să-i spun mintea la asta. Da, eu am stat așa frumos și v-am ascultat. Nu știu dacă m-am încălzit sau dacă nu m-am încălzit. Dar credeți dumneavoastră că pot să mai vă ascult? Am terminat. Domnul primar, eu v-am ascultat. Și v-am zis eu, sunt de acord cu dumneavoastră, dar zic că nu pot să sunt de acord cu dumneavoastră. De ce vă spun asta? Pentru că chiar și consultanța asta care o plătim noi, ne asumăm cât e miliarde, 4-5 miliarde, cât este. De ce să plătesc eu primărie o consultanță la o firmă din nou, că tu ți-ai luat și este obligația ta ca și constructor să vii la mine cu situații de lucrări, cu tot ce trebuie și eu să mă uit să le verific. Dar nu nicio firmă din nou. Haideți dacă faci dialog, nu nici chestia asta. O să-mi iau cuvântul după aia și iară să luați dumneavoastră și iară să facem așa până... Păi așa, dacă discutăm, nu îmi pierd și eu ideea ce vreau să spun și dumneavoastră. Deci v-am zis și o repet. Nu o luați că sunt împotrivă sau nu, dar mă intrigă faptul că o firmă de 4 ani de zile este în stare să-și bată joc de noi, de dumneavoastră, de noi consilieri cetățeni, și bate joc de 4 ani, domnul primar. Eu vă înțeleg cu toată deschiderea și bunăvoința, dăm 5 miliarde la consultanță la o firmă. Că ăla nu este în stare să-și facă o situație de lucru, ăla nu este în stare să vină cu situații, cu devizii și ce trebuie, să mergem la câștig, trebuie să duc la București, trebuie aprobate, să vă vină dumneavoastră să dăm bani și nu mergi tu la așa ceva. Dar cred că este prima dată când aud după 16 ani de administrație și dumneavoastră, cu 24 de ani de administrație s-au avut, o firmă care și-au lucrări de 3 milioane de lei nu are oameni pregătiți. Și se plătesc o firmă de consultanță. Dar nu plătim noi un proiect, domnul Dulac. Eu știu că e proiect, domnul primar, știu cu ce să mănâncă. E, nu, e același nu lucru. Nu sunt novicii. Nu e același lucru. Este vina lui de 4 ani și bate joc de noi. De dumneavoastră ca primar, de noi ca consiliu local și de tot. N-am nimic, că știu cine. Deci eu când eram primar a venit de 3 ori. Când vrei să spui la ce zis, fugi de aici, că n-ai cu cine munce. Când știm cine, cu 3 oameni. Păi podul ăla acum, dacă dus așa, cu practic, după mintea mea, mă duce. Dacă se pun capul lui să cerce, să-l pingă timpanul, să-l așeze la loc, să se pupi capul cap. Tot aia ce-a lucrat, nu se deplasează. E ca o mașină de tren, când împingi ce-o reparat, îl strică tot. Nu mai stă cap pe cap toate alea. Da. Nu mă pricep eu și voi fi pentru proiect. Dar mă intrigă faptul că își bate joc de noi. Mai vine, dăm consultanță, mai dăm de aia și să dea Dumnezeu să nu ne întâlnim la anul tot în situația asta cu ei. Să dea Dumnezeu să nu ne întâlnim la anul în situația asta. Să-l facă cu Dumnezeu, am pe dipot. Cred că ei suntem unicat în România. Ia o firmă 4 ani să trebuie să facă. O făcut la timpanul ăla ce-a făcut de el în 6-1. Dar e a noastră lucrarea, e a noastră cetățenilor care stăm în jos și a ălora care ne înjură azi. Și pe dumneavoastră și pe noi. Asta mă intrigă. Că nu vreau să zic că aia, da, e durlan împotrivă. Nu sunt împotrivă. Puteți să dați că dumneavoastră să faceți rost de bani și 2000 miliarde. Dar numai să facă pe ziua oamenii de pod. Și eu tare am convingerea că firma asta nu va face pod. Nu știu de ce sceptic eu așa. Am și eu rescat problemă cu dezalii de pod. Domnul primar, cum este posibil? Acum 4 ani în campanie, veneați cu o hârtie în mână, spuneați că avem proiect de începere la abilitare. Cum această firmă SRL a luat lucrarea fără studiu de fezabilitate, consultați, dragi, la ce spuneți dumneavoastră? Cum este posibil așa ceva, că acum 4 ani podul era tot în deschidere? Este dumneavoastră asta? Păi așa de mult. Nu mă dumneavoastră. Păi dar a fost... Dar cum? Eu pot să vin să iau licitație, să fac podul ăla? Nu trebuie să vină cu diploma de hârtii, cu avizii, cu alea, cu alea, cu alea, tot ce trebuie. Mie mi se pare absurd. Ceva din noaptea minții, mai nu acum, cu lui Modă. În fine. Da. Spune la voi, cine este pentru? Se abține cineva?
Domnul Martin. Împotrivă? Domnul Așa. Punctul divers. Cine se strâie la cuvânt? Se zice pentru obținere și la divers. Cine se strâie? Domnul Martin. Un scaun. Cum? Mane. Altcineva? Da. Domnul Matei. Domnul primar, în fața pensiunii, este un autobuz, vă doar 2-3 ani. Am multe motive, am fost simplu cu tineretul din acolo, nu știu, am noapte, baba mea l-a transformat în spate, acolo să fac nevoie pe acolo. Vreau să-i trafă în telefon, să-i intervind la cineva să vină, să le ai acolo, să-l țin acolo. Să la poliție, de la poliție. De ce pot să plătească ocuparea de unei nevoie? Eu primul în public. Eu am înțeles că un an, doar de un an, doar de un an. Intră el până la urmă, trebuie să fură de bine, nu mai ai văzut, nu mai ai plec. Adică, sunt dat un telefon, vreau să mă întâlnă. Nu, ce faci pe ăla, ia-l. E bine, nu-i public. Pe pitor ne-a revenit. Pe pitor. Din trapta nu aveți dreptul să luați mai acolo, să duci în altă parte. Tot e două lucruri, tot duci în altă parte. N-ai lucruri. Că problema nu se vede și în aia, nu? Are nume, deci nu este doar la nume. Are nume, are nume, da. Păi tu mai zic, are nume, te vin. Cu șoferul să-l bau către mine. Da. Nu către mine l-a pus, dar a zis că vine și în aia. Că a vorbit cu așa, a vorbit că vine. Știm proprietarul. Păi de ce așa, nu? Patincu sau Polaiu? Patincu, Cătălina a fost scris la Patincu. Nu știu, mai dat acolo, mai dat acolo. Fii mai dat acolo, știu, mi-a dat acolo, dar și-l cheamă un jur. Atic, 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 atic. Eu, cuvântul, am rugat executivul la sfârșitul anului trecut să vină cineva din executiv. Sunt prezent o situație a proiectelor care se fac în această comună, la care se lucrează. Suntem în 2024, prima lege. Vine vara, despre cum la vacanță, nu știm la ce lucrează executiv. Adică nu știm noi, o parte care nu știm și nu știe populația. Și nu vom ști probabil niciodată. Eu nu vreau să vă aduc la cunoștință un caz de săptămâna trecută, când un cetățean, locuitor de la Comunii Căiuțe, i-a murit soția cu un an și două luni. A fost înmormântat aici, în Căiuță. Da? El a murit săptămâna trecută, i s-a cerut 20 milioane pentru alt loc. Nu știu dacă este corect sau nu este corect, dar eu cred că nu este corect. Dumneavoastră și că ați făcut o grămadă de sacrificii și am dat și locul diverge, nu? Locul diverge, dar locul diverge este a comunii. Eu așa știu. Pe bun. Eu așa știu unul, nu? Dar nu mi se pare corect. Am auzit, o aduc la cunoștință. Și eu am auzit. De ce de dumneavoastră? Poate vorbesc cu domnul preot, bunul simț. Da, bun, că da. Adică, om care își plătește 30 de ani, locuiește aici, tu să-i spui, o frate, dacă vei sti în loc. Da, și a fost învormătat tot în comuna Căiuț, unde s-au dus urmașii, a zis, da, bă, du-te, da, caută-ți un loc unde poți, n-am nicio problemă. Da, mă, te deci eu vreau să vă spun un lucru vizat de astea și dacă se venea cu propunerea ca cimitirii să treacă din domeniul nostru privat sau public, unde e dacă e domeniul privat la administrarea bisericilor, mă opuneam și vă spun de ce. Eu ăsta am pățit un caz. Dacă vă lăsați să te vin după... Da, vă rog, dar nu, vă scuzați, am pățit. Nu nicio problemă. O altă problemă în Popet, la fel, un decedat a ajuns la casa mortuală, i s-a mai cerut 200 de lei. Am rămas să pun și eu. La fel nu mi se pare bine. Nu este bine, sunt oameni, nicăși spate, dar nici nu contează, oameni ajută, mai am ajutat.
Sistemul ajută. Toată lumea ajută. Dă. Donează. Băi, dar... Că mai prins pe ala la anghii, dai ca. Câștig ca ani. Sau poate nu are. Cazul celor din Căriuță. Dar până la urmă ori bine încălit. Doamne, eu am auzit. Nu, din punctul meu de vedere, nu este corect. Poate la cunoștință să știe toată lumea. Foarte bine. În ședința trecută, nu cea extraordinară, am zis că uitați cineva pe teren, pentru că sunt deversări în canale din stradă. Din Pope. Păi în Pope. În Pope circul mai mult, în Pope. Da. Da? Poți să circul și mai la dreapta, că e aceeași treabă și mai la dreapta. Dar eu vorbim cu Pope. La fel. Vine căldura, oamenii spală chiloții, ghiuvete, oale, castroane, în drum. Băi, oamenii se plimbă pe marginea drumului. Copiii merg pe acolo. Adică, bunul simț al omului și civilizat zice, băi, nu trebuie să arunc în drum. Dar la noi e obișnuit. Dă, frate, fosă. Este o zonă care nu are canalizare. Da? Și ca să nu umpli fosa, să nu plătească un serviciu de vitaj, dar îi preferă să dea în stradă. Da? În stradă dai apa de casă, dai apa din cură. Nu dai detergent, nu dai găsit, nu dai din WC, nu dai... Și vreau să vă întreb, să vă răspundeți dacă știți ceva de drumul de la Căriuț la Herbeț. Așa, ce puteți să spuneți dumneavoastră acum? Te va face cum să le județe. Dar face, nu s-a apucat anul ăsta? Nu știu. Chiar. Dacă nu, îl va face bugetul local. Că îl suportă. Am făcut o estimare și îl suportă. În 2 ani de zi nu suportă și bugetul local. Peste 2 ani? Nu, am scris. Înțeleg? În 2 ani. În 28. În 2 ani bugetar, în bugetul pe 2 ani, îl suportă și bugetul local. Domnul primar, mi-ați mai promis acum 2 ani. Eu fac că preia Consiliul Județean. Am venit eu cu propunerea aia să-l facem noi cu un promot cu necruțiune. N-ați problemă, nu e nicio problemă. Dar am o rugăminte. Haideți să scriem o minută și să spuneți da. Să termin. Două, să termin. Mulțumesc pentru că ați venit așa. Aș vrea din nou să facem curat în centru comun. Oamenii să-și adună balastru. Să vedem cum putem ajuta cu podeții să fie, canalele curățate, la profit. La construcții partea asta, peste domnul din profit. Cu mașina mică, cu mașina mare. Rupim, cu bicicletă. Nu putem parca. Noi chiar suntem, adică... Eu știu, toate costă. Toate costă. Drumul poate nu miroase, cei de la străzi. Păi, dar puțin acolo, noi nu cerem nimic. A fost pus un rând de pavele până în strada aia. Din balastru, tot ce s-a completat acolo în față, nu se mai văd pavele. Adică, țin incenizare, țin curățenie. Dacă se poate. Asta. Da. Mulțumesc. Domnul Durlan. Domnule primar, aș vrea să vă spun două întrebări, toate să răspund celor. Este adevărat că urma licitației pentru reabilitarea școlii Căiuț s-a revideat sau s-a renunțat la lucrare, fiind costurile mai mici, nu? Și dacă alimentarea cu apă a comunii Căiuț, cea mare din Plane, pentru toate satele, a intrat undeva în impas sau sunt ceva probleme? Informații false am două, dacă vreți să vă dau răspunsul. Informații false le aveți, cam două, dacă vreți să vă dau răspunsul. Atunci, eu îmi cer scuze. Informații care le-am auzit, mergem prin sat. Da. Sincer vă spun. Și chiar am zis în ședința de Consiliu, să vă întreb. Când s-a luat licitația la școală și nu mai face, dar are renunțat sau anulat, că este prețul mic, și că cu alimentarea de apă ar fi miscai probleme. Și eu am spus că nu știu și voi documenta de sunt văd dumneavoastră. Deci am răspuns, vreți să vă mai dau detalii? Deci la școală, da.
Dar te-am spus să vorbim așa, hop, 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 hop. Vorbiți, domnule. La școală s-a dat ordine de începerea lucrărilor, iar trebuia să plătim amplasament. Până la sfârșitul anului școlar, efectiv, nu avem, iar constructorul a mai avut o problemă, un accident la o altă școală cu un copil și știe ce a pățit. El a zis că nu intră pe poarta școlii până când nu este eliberat să nu fie niciun copil în școală. Are ordine de începere și are de asta de predarea amplasamentului pe 28 iunie după examenul de capacitate a copiilor din clasa 8. Corect. Ați știut o informație falsă. La vis-a-vis de apă și canal. Ne-am mai cerut niște clarificări. Aseară am link-ul și că le-au terminat, le-am pus, am anunțat la minister. Dacă tot să e la moda asta cu fiecare primar să pozezi în fața ministerului când semnează contractul, o să mă vedeți săptămâna viitoare, pozat în fața ministerului când semnezi contractul cu apa, licitația este în curs cu clauză suspensivă, se va termina, cred că, în două săptămâni. Ca fiecare. Ca fiecare. Dacă cu
cu mare drag vă ascult, dar spuneți cu toată sinceritatea când putem și noi spera. Vă mulțumesc. Aștept răspunsul, domnule. Vreau doar să vă spun că de ce spuneți dumneavoastră de acele străzi asfaltate și de acest drum. Pe acest drum au fost proiecte depuse de mai multe ori. Iar tu să intervii din bugetul local peste un proiect care l-a la finanțare, BAPI, PNRR, BAPI, AFIRBA, nu cred că oricine ar fi fost în locul meu și-ar fi permis sau ar fi dorit să facă acea chestie. Drumul de la Consiliul Județean mi-au promis că leagă de drumul național ăsta nostru de aici, de drumul județean de la Buravăie, va fi legat și va fi drumul județean. Am promisiuni, nu am dată, am să le cer, cum cereți dumneavoastră mie, am să le cer și eu lor. Să cerem și mie o dată, când? După 8 ani de zile, abia acum le cereți data. Că nu e de 8 ani, nu e de 8 ani. Nu e de 8 ani, lăsați asta. E de 2 ani. Și noi în zi nu v-au dat o dată. Nu. Și nici nu pot să dau în continuare. Dacă puteți o da o dată la cineva pe care nu sunteți cert pe ea, dacă, eu nu pot da. Dacă lucrul respectiv depinde de mine, trebuie să nu musa. E musa și dau dată. Dar nu depinde de mine. Dar de ce da acum? Dacă aș avea un metru cub de bani acum aici, depinde de mine. Gata, data, de ce nu treabă. Atunci poți să zic de când timp. Rămân la părerea mea. Nu se vrea. Da. Iau ordine să putem. Știi? Mai lăsați pe mine. L-am lăsat pe domnul. Mai că aveam mai multe probleme de atins. Acum vă doi ani, cred. Spuneați că se încep lucrările la Cărmina Hătul. Ce s-a întâmplat? Întreba cine e. Pe listă de sinteză, nu e valoare. Că nu era aprobată finanțarea. Tot este. Tot Mihala ce-l face și-o. Da? Păi dacă e de 4 ani, nu s-o mete numai. Sunt tot Mihala ce-l face. A doua, iar ce ai intervenit și-o discuția dumneavoastră, discuția dumneavoastră cu domnul Orcheanu, ca să realizezi ceea ce a spus dumneavoastră cu Consiliul Județean, că vrea să faci dumneavoastră pasul înainte, să faceți o votare Consiliul Local cu acordul celor de la CJ și acel drum trebuia să trecem în patrimoniul Consiliului Județean ca drumul județean care făcea legătura și că nu cu alte tobi vă duceați la Consiliul Județean, spuneam, hai că mă omoară, mă linșează, mă lasă în pace. Asta e ca o sugestie așa de formație și aș vrea să revin la niște probleme mai vechi. Faceți ceva, reparați terenul ăsta de sport pe 8 ani. Reparați un pic parcul ăsta, dați-l în observ, el găsiți o bromă de bani acolo, cum ați găsit pentru toate. Puseți camerele, vopsit, aranjat și le dați circuitul care l-avea cu 8 ani. Că sunt mulți care vor să vină să joace, le dați-i luminatul public, puneți-l la punct și predați-l la administrație, în administrație, asociații Voința, așa cum spune, de fotbal. Și dacă tot veni vorba de sport, tot am legat problema, doamna Căpățână o întrebare pentru dumneavoastră, poate s-au schimbat lucruri de care nu am cunoștință. Eu știu că domnul primar a venit cu o propunere, s-a aprobat o sumă de bani pentru echipa de fotbal. Eu am făcut niște interpelări pe Facebook, nu le-am făcut în stil propagandistic, în stilul în care primim această activitate, mă doare că a dispărut. S-au retras. Pentru că cum a fost, cum n-a fost, am luat vreo 3-4 milioane de la primărie, mi-au putat câte de conturi. I-am dat înapoi și la culturi, și la aia, 800 de milioane. I-am dat cum am putut, nu are importanță. De ce să plâng cei de la Asociația de Fotbal că trebuie să vină la dumneavoastră să justifice 5 milioane ca să le dați bani în cont? Eu știu că dacă s-a aprobat banii, le dați bani în cont, să fac execuția cheltuielor până la sfârșit de an că este asociație și își fac treaba. Este urât să fie acolo la teren și băieții dau dumneavoastră, că doamna secretară nu vrea. Nu este negat de ce știu eu, dar le se dă bani în cont și își făceam cheltuielor. Îmi plăteau arbitrajul,
plăteau deplasările, că a dispărut și echipa de fotbal, s-au retras. Din lipsa câteva sutici acolo, care pentru comuna că este 2-3 sute de milioane, la fotbal 2-3 sute de milioane, și fac o paranteză, vis-a-vis de cei care spun că decât să dea bani la fotbal, mai bine nu știu ce bunica mea face, nu. Trebuie să susținem fiecare activitate. Și ansamblul Căruțu, cum am zis, erau 30, 40, 50 copii, duceau, veneau aici, dansau, aveau un domeniu de activitate, după ore. Săra mai mare dragul, să vii și vezi, nu mai vine. Fotbalul s-a lăsat. Dacă tot ați vrut să faceți un bine, să le dați bani aia, de ce le-ați dat bani într-o grupă? Nu mai venea nimeni să spună că nu le dă. Că unii au spus bine, ce băi, dacă m-a dat domnul primar 30 de milioane și ați scris echipa de banii mei astea. Foarte bine, ce frumos, dar dacă le-am aprobat, de ce nu s-a dat, tot nu înțeleg asta. M-ar bate Dumnezeu. Cum adică vin, dau bonul, unde sunt aici? Nu, banii se vedează până la asociație și dacă ei greșesc, îi se impută banii. La sfârșit de an fac și închidere contabilă pe sumă, justifică fiecare bani. Trebuie să stea dacă vrea cineva din primărie să-l dea sau să nu se dea bani. Dar nu se poate așa ceva. Chiar nu ne putem. Și era o echipă de spunzi bine închegată. Nu putem râde din voința și din câțiva tinerii aia care mai sunt acolo. Deci pare rău că s-a ajuns. Astea discuțiile care vin din teren, nu vi le spun de la vină. Domnul, păi, și nu dumneavoastră cine a zis de Ramona Castră? A zis toți băieți, da, de Ramona, și le-a cerut să fie, nu dumneavoastră. E FIFA, e băiatul ăla care era încăptat la echipă, sunt mai mulți. Frați-vă că am luat că s-a căsătit lucrurile, nu. Eu vreau dacă vreau să fie. Dar mine nu mă interesează de calul din Estica. Să stea în urmărat activitatea 120.000 de ani. Erau acolo, cred că, 4... Scuzați-vă, erau 40 de persoane, minim când s-a afirmat asta. Și au zis 3-4 persoane. Și am zis chiar însă vă întreb, dacă trebuie să vină cu 5 milioane, să decontați 5 milioane, dacă ați aprobat 150 milioane. Invirează în cont frumos că are un program făcut, dar nici fac cheltuieli, deci nu vin toată ziua la în alta poartă de 5 milioane. Hai să ne gândim. Da, doamna, doamna. Mă, mulțumesc atât. Da. O să vă transmit hotărârea adoptată de dumneavoastră. Am reținere de minte mai mult decât credeți. Iar banii țină și nici nu depinde de mine personal să dau eu bani. Nu, da. Dar ce ne iar dacă nu respectăm hotărârea, eu nu am nici 100 de milioane, nici 200 de milioane, nici un leu să-mi dau înapoi la cuta de cor. Da, nu, da. Nu știu dacă dumneavoastră ați dau de dată bani înapoi la cuta de cor. Folosiți un termen pe care nu vi se întâmplă. Nu pot să spun. A zis mai înainte că dacă... Da, a zis că dumneavoastră nu sunteți de acord. A zis FIFA la cuta de cor și erau 50 oameni, nu era singur. Nu fac secretariat, fac voluntar dacă o fac. Le-am făcut voluntar documente, fără atribuții de serviciu. Și nu știu dacă eu cred că au fost ajutate. Dacă dumneavoastră acum veniți și spuneți ajutând, o entitate care este în comuna Căiuți, care își desfășoară activitate pentru număr de oameni, așa cum sunt ei, veniți să spuneți că nu faceți lucruri de voluntariat, dar în momentul când sunteți plătite și 4 ori nu sunteți la primărie, de ce nu-i fac de voluntar? Doamna, dacă vrei să ajuți comunitatea, te faci cu luntre și puti și ajuți comunitatea. Și un băieță aia care s-a retras... Da, 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 credeți că cineva din primărie sau din bun chiar nu vrea să ajute și nu vrea să le facă să meargă echipa asta de fotbal? Păi de ce le-ați dat bani, domnul? Când nu mai sunt timpurile care știți să nu mai dacă domnul ăla? Și care timpuri sunt? Dacă le-ați aprobat bani, dacă le-ați aprobat, care timpuri sunt? Ce legi s-a schimbat de sunt alte timpuri? Chiar sunt curios, aici spuneți, domnul primar, da. S-a schimbat dar chiar asta. Nu vrei să înțelegi ce ți-a spus femeia asta mai înainte. N-am ce să înțeleg. E. Dacă spune că a făcut vorba așa, 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 domnul Dorea, am și o cum de vedere și de activitate. Domnul primar, domnul Mare, domnul Durla, poți vorbesc eu? Da, vă rog. Domnul primar, de 4 ani, tot vă spun, apă la școală la Hertiu și la Mărcești. Este la Mărcești, domnul Mare. Este, dar e pe fundul fântului din școală.
Picoală. Acum, recent. De vreo două, trei luni. Ai venit la ședință? La Hercuiu aceeași problemă. De 4 ani nu a fost ședință să nu vă spun. A zis că face rost pe niște cuburi. Nu, domnule, nu știu mai când. Când? În 2028? Cum am făcut și numai ce? Nu știu că este aia. Las. Mergeți dumneavoastră că am fost. Da. Am făcut și poze, l-ați văzut. L-am mai rugat la școală la Pralea. Acoperișul ăla a ruginit aproape în totalitate. În garanție. Păi în garanție. Păi de firma să schimbă. Păi se vină să o vopsească, să o facă, să... Păi de schimbă și privarul, vopsește, păi de face. Groapa de la... Groapa de la domnul Matin. Din față, unui autobuz ăla. Stai, mă râmâie acum, că e vremea mea. Dacă n-ai schimbat... Groapa de la Slătineanu, de la pot. Dacă vă rog, mai răgătuni... Ai ce treacă? La Slătineanu, da, dar la domnul Matin aici. Urle din canalizare. De ce nu-i? Cum să merge? Dacă mergi pe drum, vreau să lucrezi la urle din canalizare. Foarte bine. Să se lucrează. Dar de ce se lucrează acum în campanie, în ultima lună? Da, că tu ești în campanie? Eu nu. După 10 ești în campanie. Acum ești în funcție. Da. Cine se mai scrie la urmă? Declar ce ți-ai zis. Mulțumesc.